Ministrilor din Republica Moldova 17,2%, Partidul Democrat Liberal din Moldova 15,2%, Partidul Democrat din Moldova 13%, Partidul Liberal 6,5%, Partidul Patria, Partidul Socialiștilor din România. Este vorba despre 6 formațiuni care au șanse mari să intre în Parlament. 3 la 3. 3 pro-Uniunea Vamală. Așa, deci 6 formațiuni dintr-un total de câte? 25, 6 de cumpări. 4, așa, e și un bloc electoral, plus 4 candidați independent, 101 locuri în Parlamentul Republicii Moldova. Doamna Agabani, cum vi se pare faptul că pe primul loc în sondajele de opinie se află Partidul Comuniștilor? Partidul Comuniștilor, așa cum a fost cazul și în alte țări, chiar dacă fostul Partid Comunist a mai fost redenumit Partid Social-Democrat, etc., aceste partide au moștenit din perioada comunistă o oarecare coeziune și o oarecare, cred, masă de membri care le dă această coerență pe care celelalte partide care s-au dezvoltat după independența Republicii Moldova sau în România după Revoluție nu le au și de aceea problema întotdeauna se pune la fiecare alegere. Bun, acum aș vrea să vă întreb, domnule Chirtoacă, dacă dumneavoastră, Partidul Liberal și celelalte două formațiuni politice, care sunt considerate a fi pro-vest, nu au o vină pentru faptul că, aflându-se la guvernare și certându-se între ele și nereușind să vină în întâmpinarea dorințelor foarte mari ale electoratului din Republica Moldova, aceste partide nu au o vină pentru faptul că Partidul Comuniștilor continuă să fie pe primul loc? Răspunsul meu este cu siguranță da și vina cea mai mare chiar. Dacă am fi avut o altă ținută a guvernării de la Chișinău în ultimii 5 ani, nu am fi avut acest risc. Este absurd să avem un risc mai mare să revină comuniștii la putere împreună cu alți doi sateliți ai săi, că acolo sunt comuniști fugiți la socialiști, respectiv la respectiva anumită patria. Riscul este mai mare acum decât în 2009, chiar dacă avem libera circulație în Europa, ceea ce este o decizie istorică pentru Moldova. Deci, cu siguranță, da, și este vina cea mai mare, anume a guvernării de la Chișinău, care 4 din 5 ani s-au omorât între ei. Partidul Liberal a fost exclus la un moment dat din guvernare, s-a ajuns la privatizări frauduloase, cum este aeroportul din Chișinău, care aparține acum unei, nu știu care, întreprinderi din Habarovsk, Rusia, sau Banca de Economii de la Chișinău, cum este CECU în România, privatizată de către un creditor și-a ajuns acum pe mâna la Vneș Econom Bank din Rusia, unde președintele bordului este Dmitri Medvedev, primul ministru al Rusiei, iar respectiva bancă este pe lista neagră a Uniunii Europene. Cum noi ne integrăm în Europa când principalele bunuri ale statului ajung pe mâna federală? Duminică, în Republica Moldova au loc alegeri legislative. Este pentru prima dată când la Suceava se organizează o secție de votare pentru cetățenii moldoveni, dat fiind faptul că în județul nostru sunt 726 de rezidenți, dintre care 506 sunt elevi și studenți. Pe lângă Suceava vor mai fi înființate noi secții de votare în Iași, Galați, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța și Bacău.